Bună ziua, dragilor. Astăzi vă voi arăta cum să realizați un item de evaluare, obiectiv de tip pereche în Learning Apps. În primul rând, va trebui să accesați site-ul Learning Apps, learningapps.org. Apoi, va trebui să vă conectați. Pentru a vă conecta, accesați secțiunea din partea dreaptă, conectare. Aici vă veți putea crea un cont nou cu ajutorul unei adrese de e-mail sau dacă aveți deja cont pe platformă, vă conectați cu adresa de e-mail existentă. Apăsăm apoi login sau logare. Ni se deschide pagina unde găsim deja numele contului nostru. Accesăm opțiunea Alcătuiește exercițiu Apoi, selectăm tipul de exercițiu pe care dorim să-l efectuăm. În acest caz, ordonează perechi. Ne apar deja niște exemple. Noi vom selecta opțiunea Alcătuiește exercițiu nou. Vom adăuga, în primul rând, titlul exercițiului. În acest caz, eu voi pune Europa, harta politică. State și regiuni. Adăugăm cerința, care trebuie să fie foarte clară și ușor de înțeles de către elev. În cazul acesta, eu o voi formula în felul următor. Realizați asocierea dintre statele enumerate și regiunea geografică din care fac parte. Suprapuneți două câte două căsuțele pentru a realiza asocierea. La final, apăsați pe butonul albastru. din partea dreapta jos pentru a valida răspunsurile. Dreapta jos a ecranului. Voi adăuga. Și le voi ura succes. Apoi trebuie să stabilim perechile. Putem adăuga item de tip text, imagine, text la audio, pe care îl transformă automat programul, material audio sau material video. În cazul acesta, eu mă voi folosi decât de text. Și voi adăuga numele statului, apoi numele regiunii. Pentru început, voi pune un stat din Europa Nordică, Norvegia, iar de tot la pereche 1, text, pun Europa Nordică. Apoi, pentru a adăuga o pereche nouă, apăs pe Adaugă alt element. Și introduc aici. Voi merge pe încă o pereche din Europa Nordică, Suedia și am spus Europa Nordică. Voi încerca să creez un exercițiu cu nouă elemente. Perechea cu numărul 3. Grecia. Europa sudică. Perechea cu numărul 4. Cehia. Europa centrală. Perechea cu numărul 5. România. Europa centrală. Perechea cu numărul 6: Franța, Europa Vestică. Perechea cu numărul 7: Marea Britanie, Europa Vestică. Perechea cu numărul 8: Federația Rusă. Europa Estică. Și perechea cu numărul 9, Ucraina, Europa Estică. Apoi, am terminat de adăugat elementele. Dacă vreau să adaug un element suplimentar pentru a-i ajuta, adăugăm aici la elemente suplimentare. Dacă nu, Apoi avem opțiunea Ascunde perechile corecte. Atunci când ei fac o asociere corectă, să ascundă acest... aceste răspunsuri. Eu nu doresc în acest caz să ascund răspunsurile după fiecare asociere corectă, ci îl las să meargă până la final. Cum să fac asocierea? Trebuie să aleg apoi și am opțiunile cartonașe unul peste altul sau cartonașe unul lângă altul. Eu voi alege să le pună unul lângă altul, bine, suprapunându-le un pic, dar vor fi alăturate pentru a se vedea mai bine corespondența. Feedbackul ceea ce se apară lui la finalul jocului. Și eu voi pune aici, felicitări, ești un elev de nota 10. Pentru că acest mesaj îi va apărea doar dacă rezolvă corect toate răspunsurile. Apoi, la asistență, dacă vreau să îl ajut cumva să-i dau un mesaj care să-l ajute. Și voi putea scrie aici, verifică harta regiunilor Europei. Apoi dau click pe lansează și previzualizează. Astfel voi putea vedea cum arată exercițiul meu. Mai întâi mi apare cerința, așa cum îi va apărea și elevului, apăs pe OK și încep să fac asocierile. Europa Centrală, cu Cehia, da, suprapun puțin elementele, Europa Sudică, cu Grecia, suprapun puțin elementele, da, și iată se creează perechi. Pentru a valida, apăs pe butonul din dreapta jos. Da, și mi arată că aceste răspunsuri sunt corecte. Dacă pun un răspuns greșit, spre exemplu România cu Europa Nordică, îmi va apărea acesta cu roșu. Dacă pun Federația Rusă cu Franța, iată, nu se poate face asocierea, deoarece sunt item de același tip, au aceeași culoare. Trebuie să asociem un item albastru cu unul portocaliu. Și iată, dacă asocierea este corectă, mi-apare cu verde, cele greșite cu roșu le vom cere elevilor ca la finalul jocului să facă o captură de ecran. Nu înainte de a finaliza noi exercițiul, apăsăm opțiunea Salvează exercițiu. Exercițiul a fost salvat în exercițiile mele. Iar aici pot vedea linkurile de acces, link web pentru orice tip de browser, full screen link este recomandat în mod special pentru telefoanele cu Android și iFrame dacă vreau să incorporez pe un site web joculețul sau un QR code dacă vreau să ca acesta să poată fi scanat. Eu voi alege opțiunea Link Web. Merg și creez o temă pe Classroom, deja am o temă pregătită, cu titlul lecției, unde pun cerința și adaug linkurile. Adaug linkul pentru web și linkul pentru full screen, pentru ca ei să poată alege dintre cele două linkuri și de asemenea cu opțiunea adăugați de pe classroom adaug și aici cele două linkuri. Primul full screen link și cel de al doilea link web. Și eu am formulat în felul următor tema. Bună ziua, dragilor Rezolvați următoarea aplicație de pe Learning Apps Europa, harta politică, state și regiuni, accesând unul dintre cele două linkuri de mai jos, am pus cele două linkuri, apoi faceți o captură de ecran după ce ați terminat de rezolvat și încărcați-o aici ca temă sau comentariu privat. Am pus și eu și un fel de barem de evaluare. Le-am spus lor că fiecare răspuns corect va aduce câte un punct. Primiți un punct din oficiu pentru a ști cum vor fi evaluați. La final le-am urat succes! Cu ajutorul acestui tip de item, puteți evalua, spre exemplu, la geografie, la clasa A6, competența specifică, 2.2, ordonarea spațială și sau cronologica elementelor, fenomenelor și proceselor geografice după criterii date. În speranța că vă va fi util acest material, eu vă doresc succes și multă sănătate!